asta și acum o să fiu unul mai serios. O să vă împărtășesc prima dată cum am făcut eu contact cu acest exercițiu. Eram la un workshop în Belgia de arta povestirii și la un moment dat, într-unul din calupurile pe care le-am avut, a fost un workshop foarte, foarte holistic, așa am vorbit în tot fel de variante despre arta povestirii, în toate variantele posibile și într-unul dintre ele se vorbea despre partea terapeutică a poveștii și ne-am pus doi câte doi față în față. Și mi-a zis, mi s-a dat task-ul, aveam de făcut fiecare să ne spunem o problemă care ne tulbură, ceva care ne deranjează sau ceva care ne frământă. Poate să fie un conflict mai serios dacă vrem să-l împărtășim sau unul mai poate să fie unul în general valabil, utopic, cum vrem noi. Și fiecare dintre cele dintre cursanți spuneau doar ce era din fața lui, spunea lucrul acesta. Evident că nu ne cunoșteam, eram toți din toată Europa și eram doar eu din România, nu mă cunoșteam cu nimeni. I-am spus, uite, problema, tulburarea mea atunci era frica de a face un pas mai departe necunoscut, de exemplu, de a ieși din felul meu conservator de a fi, deși par foarte creativă și foarte expansivă, am o fire destul de conservatoare și e să zicem, o frică pe care o am. Bine, în multe nuanțe etice și morale, cred că mi-e de folos și nu zic nu, dar în alte momente chiar pot să zic că e o frică. Și pe urmă a spus și cealaltă colegă, nu mai știu ce a zis, ce frică avea ea, după care a zis, bun, și acum fiecare vrea să inventați o poveste. Și a spus o poveste. Ce poveste să zic? Dacă creierul ți-e format deja în treaba asta, da? să creezi, să inventezi, apropo de ce a spus înainte, forând în adânc, nu de suprafață, îți vine la îndemână, îți vine ușor pe urmă, pentru că e în exercițiu doar. Și am spus o poveste despre o fetiță care locuia la marginea unei păduri. Și părinții au spus să nu intre niciodată în pădure, pentru că acolo sunt foarte multe, animale ciudate și pericole peste tot. Și poate și-a dorit foarte mult să intre în pădure, dar niciodată n-a intrat. A ascultat și deși era acolo un pas, la un pas de pădure, acolo era un pas și era înăuntru pădure și o tenta teribil de mult, tot sporii ei vreau să afle ce e acolo. Tot timpul se juca cu mingea lângă pădure, dar nu intra niciodată. Și a crescut, s-a căsătorit și a făcut o familie, s-a ajutat și ea cu o căsuță tot lângă pădure și a rânduit o fetiță. Și fetița aceasta și ea la rândul ei, pentru că așa i-a spus mama, să nu intre în pădure, pentru că acolo sunt foarte multe pericole, așa a ascultat de mică, așa a făcut. Dar în fiecare zi se juca cu mingea și bătea mingea chiar lângă pădure și tot se gândea, ah, ce-aș intra. Și fără să-și dea seama, în timp ce se juca acolo, mingea i-a căzut în pădure. Era mingea ei preferată, trebuia să o recupereze, altfel era și certată. Nu putea să intre în pădure pentru că oricum o să certe pentru că a intrat în pădure, dar ce să facă? Dar dacă intră în pădure și ia mingea și vine înapoi, e bine. Dar dacă intră în pădure, o să mustre conștiința pentru că știa că n-avea voie să intre în pădure și conștiința ei era foarte riguroasă. Dar trebuia să ia și pe mingea, n-avea voie să intre în pădure, mingea nu mergea singură înapoi, trebuia să încerce de a nu comunica. Și ce să facă? A încercat cu bețe să o atragă înapoi, nici cum, era prea departe. Și a zis, mă duc să-mi iau mingea, ce să fac? Și a intrat în pădure și atmosfera era foarte plăcută. Nu era nimic înfricoșător pe cum credea ea. Își imagina că la un pas pe care îl făcea deja în pădure, nu știu, se vor întâmpla lucruri foarte rele și imaginele pe care le avea groaznice asupra pădurii o făceau să creadă că exact imediat ce se afla în pădure, clar, aproape că dacă nu murea de frică, oricum era vătămată. Și nu se întâmplă nimic de genul. Și merge cu mingea mai departe și tot bate mai departe mingea și intră să descopere mai mult. Pădurea e foarte frumoasă, e ca într-o pădure. Natură, e bucurie multă, sunt gâze, e sursuri de râu, sunt foșne de frunze, e miros de mușchi, de flori, de iarbă, de verdeață.
și din toate părțile e învăluit așa cu multă, multă dragoste și natura îi trezește o stare foarte plăcută. Și la un moment dat se întâlnește cu un băiețel, mă rog, un băiat, că avea deja o vârstă, și băiatul acela și el la rândul lui bătea mingea. Și s-au îndrăgostit și au rămas fericiți în pădure.